Bun găsit, dragi prieteni! În urma decesului lui Larry King, cunoscutul om de televiziune, conform testamentului său, averea lui în valoare de 2 milioane de dolari ar trebui să fie împărțită în mod egal celor 5 copii. Testamentul a fost făcut înainte ca doi dintre cei 5 copii ai săi să moară, prin urmare rămân 3 moștenitori. Soția lui, Larry King a murit la 87 de ani, soția lui în vârstă de 61 de ani, cere însă o recitire, o reevaluare a testamentului, pentru că ea susține că fiul acestuia l-ar fi influențat spre sfârșitul vieții pe Larry King pentru a își schimba punctul de vedere și că în mod normal soția ar fi trebuit și ea să fie scrisă în testament. Ea contestă testamentul și cere avocaților să-l reevalueze. Larry King a fost căsătorit de 8 ori cu 7 neveste, astfel că cu una dintre ele a decis să se căsătorească și a doua oară și în urma acestor 8 mariaje avea 5 copii, 2 dintre ei s-au murit, unul la 51 de ani în 2020 și tot în 2020 celălalt la 65 de ani. O informație interesantă, o poveste de viață interesantă a unui mare maestru la nivel internațional în ceea ce privește televiziune. Știm cu toții show-ul care l-a făcut faimos, Larry King Live. Vă pup și ne revedem mâine dimineață. Un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media.